Nu vă spun ce discuție am avut cu domnul Stăndoi. Domne, o discuție, ce să? Omulețe, ce ai lucrat? Nimic. Ai învățat la literatura română. Și tu, omulețe? Și tu. Bine, hai la muncă. Hai la muncă. O creștere responsabilă, bravo. Aveți? Da. Atunci scrie să vă dau niște subiecte. Du-te tu după culegere la doamna. Spune-mi că a cerut o marcă, ca să-ți o spun. Da. Aseu. Vă dau subiect de aseu? Ziceți, domnule, cu cine vorbesc? Vă dau subiectele astea? Nu. Ce vă dau? Matematică? Geometrie? Hai să mai dăm și geometrie. Uite. Da. Bine. S-a sunat. Asta e. Claudio, să vii cu mine să spun ceva. Hai cu mine. Acum la sfârșit, dragă romană pro, ce pot să-ți mai spun despre noi? Să-ți mai spun despre noi. Acum că a venit despărțirea. Noi am întins spre el o frunză ca o mână cu dinți. El a întins spre noi o ramură ca un braț. Noi am întins spre el brațul ca o ramură. El și-a înclinat spre noi trunchiul ca un măr. Noi ne-am înclinat spre el ca un trunchi noduros. Noi am trecut prin el. El a trecut prin noi. Noi am rămas niște pom singuri, el a rămas singur. Eu nu știu ce-am făcut. A pus spectacolul pregătit cu o casetă, video. Și caseta a rămas, mă rog, la un coleg într-un sertar care a pierdut cheia de la sertar. Și în cazul ăsta ne pare rău, dar nu mai știm ce era pe casetă. Vă mulțumim mult! Să te doi atirești.
savant suedez a avut lugubra idee de a cântări câțiva moribunzi în momentul fatal. Indiferent de sex, vârstă și alte caracteristici, trupul uman pierdea 27 de grame, invariabil. La conferința de presă ce a urmat, savantul a declarat că aceasta poate fi greutatea sufletului uman. 27 de grame. După câțiva ani, oare cât vom considera că am lăsat în acest liceu? Templul al cunoașterii, coroata soarelui, un spațiu al inteligenței și al perfecționării. El continuă. Și cine stă acolo? Noi toți, elevii. Noi, metamorfulați în spirit, condensați până la esență, așteptând să-i se dea cenușa dată de ani ca să o înviem. Trecând prin noi, o transformăm și aprindem floacăra cea de necontenit, mocnit în ea. Atât? Numai atât? Desigur, mai sunt și acei oameni minunați, prometeii, purtătorii tainelor cunoașterii, profesorii, te aplaudăm! Adică oamenii cu catalogul. Noi, de altfel, avem o adâncă și indestructibilă relație cu ei, fiind legat prin firele neștiute ale misterului învățăturii. Definiție, se numește în altele profesor în primul de elemente, cel care face acțiunea, pătrâncă de porta fizică și virtuală, pe cel care suportă acțiunea, și orice corespondent indefinibilă și care nu ascultă niciun principiu, ai spune o comunicare univocă și echivocă între primul element și al doilea, dar nu și reciproc. Scripește noi în omul de lângă mine. Dar despre voi, ca oameni, despre sufletul și fericirea voastră, despre vise, ideale și dorințe, despre ploaie și iubire, nu ați vorbit nimic? Eu am răspuns! Dar lecția aceasta cât am lipsit.
dumneavoastră nouă. Este inutil să vă spunem că diplomele sunt speciale, iar mențiunea nu există. Dar să lăsăm spectacolul să continue. Consecutiv și vei fi considerat un expert. Se acordă doamnei Maria Pahlotescu diploma pentru cel mai erudit profesor. Zicem că o să aduc și eu o contribuție spectacolului vostru. Acum 5 ani, o clasă a încercat să facă un test cu profesorii, voi ne-ați dat doar diplome, ei ne-au dat extemporal. Și una din întrebări a fost, doriți să schimbați cu noi? Atunci le-am răspuns, acum nu, dar peste 10 ani cu siguranță. De atunci au trecut 5. Este o problemă simplă să faci lucrurile complicate, dar e foarte complicat să le faci simple. Se acordă doamnei Monica Tatoiu premiul pentru cea mai bună cunoscătoare a operei lui Sigmund Freud. Pentru că dânsa nu se află în sală, diploma se află la secretariatul liceului.
premiul pentru gel mare, pentru profesorul cu cele mai multe pilule și întrebări cu ghiveni. Să vină frumosul la tablă. Frumosule, împarte tabla aia spartă de 10 tec la unul singur. Vezi răspunsul, avem răspuns la alegere astăzi, grilă, da? Răspunsul A e greșit, vezi B-ul sau C-ul, dacă nu l-am dat la D, la 12D, calculul la 12E, de la punctul E, dacă depinde de firma constructoare.